Brânză proaspătă de vaci, sănătoasă, perfectă pentru dulciuri și alte rețete. E foarte simplu și ușor să o facem acasă. Rămâneți alături pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Pe cât de simplu este procedeul în sine, pe atât de la îndemâna noastră sunt și ingredientele. Vom avea nevoie de lapte proaspăt de vacă, pe cât posibil lapte proaspăt de la țăran, zeama de la o lămâie sau 3-4 linguri de oțet și vom obține 400-450 de grame de brânză de vaci, în funcție de cât de uscată o preferăm. Pentru început vom pune laptele la fiert într-o cratiță cu fundul mai gros pe foc mic. După cum spuneam, este de preferat să folosim lapte de la țăran, dar să știți că și din laptele de magazin, exceptându-l pe cel tratat UHT, se poate face brânză. Pentru că folosim lapte proaspăt, avem nevoie de o substanță acidă, în cazul meu lămâie. Când laptele începe să fiarbă, nu mai avem altceva de făcut decât să adăugăm substanța acidă. Așadar, printr-o sită, ca să rețin sâmburii de o parte, storc lămâia în lapte și amestec ușor. Se observă foarte clar cum laptele începe deja să se separe. Atenție! Uneori se întâmplă să ajungeți la acest rezultat fără să adăugați zeamă de lămâie sau oțet în lapte. Nu aruncați laptele, cu toate că nu mai este bun de băut, treceți la pasul următor din acest video, pentru că tocmai ați făcut o brânză proaspătă de casă. Cu cât mai mult timp vom ține laptele pe foc, cu atât brânza va deveni mai tare, mai dură, de aceea este important să lucrăm repede. Așadar, adaug imediat și restul de zeamă de lămâie. Amestec bine și se observă cum laptele deja se adună în bulgărași destul de mari de coagul. Îl trag de o parte de pe foc. Și imediat, deasupra unei cratițe destul de încăpătoare, voi așeza o strecurătoare în care am pus pânza specială pentru strecurat brânza. Dacă nu aveți o astfel de pânză, puteți foarte bine să vă serviți de un tifon foarte curat așezat în 2-3 straturi. Turnați tot conținutul cratiței în strecurătoare, iar de restul se ocupă gravitația. Lichidul, adică zerul, se va scurge prin strecurătoare în cratița de la bază, iar pânza destul de deasă va reține toate solidele, adică brânza noastră de vaci. Dacă ne dorim o brânză de vaci cu un conținut de lichid mai mic, putem să ajutăm puțin gravitația, să adunăm pânza și să o presăm bine, să o stoarcem. Eventual putem așeza brânza într-o formă specială și să o presăm cu o greutate așezată deasupra. Și cam asta a fost tot. Nu e așa că e o joacă de copil să faci brânză proaspătă în casă? Brânza de vaci se păstrează perfect la frigider, într-o cutie bine închisă, până la o săptămână. E un aliment perfect pentru bebeluși, pentru cei care țin regim, sau nu, și în același timp un ingredient perfect pentru multe rețete delicioase pe care te invit să le descoperi pe rețetecalamama.ro. Nu uita să te abonezi și la canalul de YouTube Rețete ca la Mama pentru toate episoadele delicioase care vor urma. Cu mult drag, Laura Laurențiu.